Vor fi până la 40 de grade Celsius astăzi în județele Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu, care se află sub cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat. De asemenea, mai multe județe din sudul, centrul și estul țării se află sub cod galben de caniculă. Aici, temperaturile vor ajunge undeva la 37-38 de grade Celsius. Dar mai multe despre vreme ne spune doamna Oana Păduraru, meteorolog ANM. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru prezență! Bună dimineața, bine v-am găsit. Da, într-adevăr, astăzi în continuare o zi în care valul de căldură persistă în zona țării noastre, dar de această dată zonele afectate sunt, după cum spuneați și dumneavoastră, cele din partea de sud, est și centru. Aici ne așteptăm în județele din lunga Dunării să înregistrăm temperaturi de până la 40 de grade, în general cuprinse între 37 și 39 de grade în aceste zone, iar în restul teritoriului, în zonele atenționate cod galben, maximele termice ale zilei de astăzi vor fi cuprinse în general între 34 și 37 de grade. Disconfortul termic va fi de asemenea accentuat, iar indicele temperatură umezală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar în partea de vest, nord-vest și parțial în centru, ne vom confrunta pe parcursul zilei de astăzi și cu manifestări de instabilitate odată cu pătrunderea unui front atmosferic rece în zona țării noastre. În aceste regiuni, valorile termice vor scădea semnificativ, mai ales că ieri aici s-au înregistrat temperaturi caniculare peste 35 de grade. Diferența față de ieri va fi semnificativă, iar instabilitatea atmosferică va fi progresiv în accentuare. Ne așteptăm la averse torențiale, descărcări electrice frecvente, dar mai ales intensificări ale vântului cu viteze de 60-80 de km pe oră. Totodată nu sunt excluse vijeliile, dar și căderile de grindină. La ce să ne așteptăm în capitală? Înțelegem că și aici va fi cald. Am putea să avem parte de ploi și vijelii spre seară și în zona Bucureștiului? În cursul zilei de astăzi, probabilitatea pentru astfel de fenomene va fi extrem de redusă. De interes este tot disconfortul termic deosebit de accentuat, dar și valorile ridicate. Ne așteptăm la valori în jurul a 37 de grade după amiaza, cu indice temperatură umezeală ce va depăși pragul critic de 80 de unități. Abia de mâine încolo putem pune problema, de fapt pe parcursul zilei de mâine, problema instabilității și aici și totodată a răcoririi vremii și în partea de sud și de est a teritoriului. Așadar, și pe litoral turiștii se bucură de vreme bună, dar dacă vrem totuși să fugim un pic de caniculă, în ce zone am putea merge, la munte? Da, dacă vrem să fugim de caniculă, deocamdată dăm de instabilitate, deci nu putem să spunem că avem o zonă cu vreme răcoroasă sau cu temperaturi agreabile, dar și însorită. Valorile vor scădea în, să spunem, jumătatea de nord-vest a țării, adică în Banat, Crișana, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei, treptat și în nordul Moldovei și în celelalte regiuni, dar într-o primă fază în jumătatea de nord-vest a țării. Dar, din păcate, aici vor fi manifestările de instabilitate, deci nu putem să spunem să trimitem oamenii în aceste zone, pentru că se vor bucura de temperaturi mai scăzute, dar vor fi furtuni ce vor putea crea chiar probleme în anumite zone.